Prahova ar putea deveni în perioada imediat următoare unul dintre principalele puncte de atracție ale turiștilor români, dar și străini. În cadrul proiectului Drumul Vinului, Comuna Valea Călugărească a reușit să acceseze fonduri prin Programul Operațional Regional pentru promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii activității României ca destinație turistică, cu ajutorul proiectului Incursiunea în istorie pe Drumul Vinului din județul Prahova. Beneficiile sunt acelea că vinurile românești au reintrat în competiție pe piața europeană, știindu-se faptul că până în 1990 România era exportată de vinuri în Uniunea Sovietică. După 1990, prin acest program Drumul Vinului, s-a reușit să se atingă performanțele cerute de Uniunea Europeană în ceea ce privește aspectul, calitatea și modul de prezentare a vinului. Suntem din nou prezenți în toată Uniunea Europeană, în Statele Unite, în Anglia, în Japonia, în China, cu aceste vinuri, ceea ce arată că valoarea adăugată pe ce ne-a dat Dumnezeu, adică pământuri bune, începe să-și arate roadele. Sunt producători locali care au vin, au struguri pe acest traseu. Deci nu este un traseu imaginat, ci chiar este un traseu real al Drumului Vinului. Turiștii care nu vă cunosc zona, ce vinuri pot degusta la dumneavoastră în localitate? Deci, Comuna Valea Călugărească este renumită prin vinul Fetească Neagră. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea turismului în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, în scopul creșterii atractivității județului Prahova ca destinație. La Valea Călugărească va fi amenajat în acest sens și un centru de informare turistică. Turistul care ajunge în localitate să poate fi informat de unde poate să-și petreacă timpul, unde poate să deguste, unde poate să doarmă, unde poate să cazeze. Atunci, tot pe fonduri europene, accesez un program acum de a crea în centrul comunei un spațiu și în centrul turistic unde am un personal calificat, unde cu pliante și cu tot ce trebuie pentru a îndruma turistul acolo unde dorește să ajungă. Perioada de implementare a proiectului Incursiune în istorie pe Drumul Vinului din județul Prahova este de 12 luni. Valoarea totală este de 999.817 lei.